perioada 25 mai-4 iunie, Colegiul Tehnic General Gheorghe Maghieru a găzduit una din vizitele de proiect într-un proiect bilateral împreună cu Liceul Iosif Bem din Polonia. E vorba de un proiect de tip Comenius, cum spuneam, cu schimb de elevi. S-au aflat în Gorj și s-au aflat la Maghieru 25 de elevi și cadre didactice. Suntem împreună cu unul dintre reprezentanții polonezi la Târgu Jiu și o să încercăm să purtăm o discuție prin intermediul domnului profesor Cristian Maria. Mai întâi, bine ați venit în România. First of all, welcome in Romania and welcome in Târgu Jiu. Thank you. Ce ne puteți spune despre acest proiect care, iată, și-a derulat o primă parte, vizita elevilor polonezi în România? What can you tell us about this project who has done the first part of the visit of the Polish students in Romania? We are very satisfied with all the activities that we have done. Suntem foarte mulțumiți de toate activitățile pe care le-am făcut. Students are very happy to be here and they cooperated together with Romanian students very well. Copiii sunt foarte încântați de faptul că au venit aici și au cooperat foarte bine cu elevii români. We are also very happy and we feel very very honored to be here in Târgu Jiu because we were very warm welcomed. De asemenea, suntem foarte fericiți că suntem aici în Târgu Jiu pentru că am fost foarte bine primiți. And we are very sorry that we have to leave because it's so nice here, we'd like to stay. Și ne pare foarte rău că trebuie să plecăm și că nu putem să stăm mai mult. Proiectul pe care îl derulați în comun cele două licee, cel de la Târgu Jiu și cel de la Ostrolenca, din Ostrolenca, din Polonia, pune, să spunem așa, baza pe niște lucruri comune, pe niște similarități, pe niște elemente care să facă o apropiere la nivelul, bineînțeles, al Uniunii Europene. Ce ne puteți spune despre lucrurile comune între români și polonezi reieșite în urma acestui proiect? The project is based on the common things, on the similarities we have between the two people. Mm-hmm. What can you say about this regarding the project? About the similarities? Yes, that came out after this project. Yes, we actually have found out that we are very similar and we have lots in common. Am descoperit faptul că suntem foarte asemănători și avem foarte multe lucruri în comun. Not only different words in Romanian and Polish, but also customs and cuisine, dishes, they are very similar. Nu doar anumite cuvinte care sunt în limba poloneză și în limba română, dar și tradiții sau feluri de mâncare. We felt like we were in home with our friends. S-au simțit ca și când ar fi fost acasă printre prieteni. But still there were many things to get to know and many interesting details concerning your country, cuisine, traditions and history to know and we were very happy to learn about them. Dar totuși au fost și foarte multe lucruri ce au fost descoperite, lucruri noi legate de țara noastră și de regiunea Gorj, care de asemenea i-au încântat. Acest proiect presupune ca elevii polonezi să învețe noțiuni de limba română, iar elevii români să învețe noțiuni de limba poloneză. Cum stau elevii din Polonia la acest capitol în acest moment al proiectului? This project has as one of its main goals to teach Romanian to Polish students and to teach Polish to the Romanian students. As far as you've seen up to now, what do you think about the Romanian language skills of the Polish students? Well, I'm very happy and I'm very satisfied because my students learned Romanian words every day and very eagerly. So they write notes, they teach themselves also, and I was very happy that they were so eager to learn.
e foarte încântată și foarte fericită de posibilitatea avută ca elevii polonezi să învețe cuvinte românești și ei de asemenea s-au dovedit foarte încântați și nerăbdători de a face lucrul ăsta. Ați vizitat în aceste două săptămâni și o parte din frumusețile județului Gorj. Cum vi s-a părut această zonă a României, poate într-o comparație cu ce aveți în Polonia? You had the chance to visit some of the attractions of our region. How do they seem to you? How do they look as compared to the attractions from Poland, from your region? Your region and all the beautiful places we've seen are very amazing and made a great impression on us. Lucrurile pe care le-au văzut sunt uimitoare și locurile pe care le-au văzut sunt uimitoare și le-au lăsat o impresie deosebită. I'm afraid we will not have so great things in our region, so we have to try really, really hard to get you interested in our region as you interested us. Este teamă că n-o să aibă atât de multe locuri și lucruri de arătat în regiunea din care provine, din Polonia, așa că va trebui să se străduiască foarte mult pentru a putea fi la același nivel cu noi. Acum suntem practic pe picior de plecare a delegației poloneze din România. Când va fi cea de-a doua întâlnire în toamnă, am înțeles? Când va fi ea și asta presupune două săptămâni cu elevii români în Polonia. Cum îi veți aștepta? Sau ce surprize le rezervați? Now you are about to leave. The first step has been done. We are waiting for the next visit. How would you prepare? How will you prepare for the visit of the Romanian students in Poland? We have already started. Deja au început să se pregătească pentru vizita pe care grupul de proiect de la liceul nostru va face în Polonia. We think all the time about the places and people that we would like to take you to and to meet. And I think we will start our very serious preparation when we will be back in Poland. So we'll not wait till May. We will start working straight away to be so well prepared as you. Deja se gândesc la locuri și la lucrurile pe care o să ni le arate, la oamenii pe care o să îi întâlnim. Au în plan foarte multe activități și așteaptă să ajungă acasă pentru a le putea definitiva. May I also say something? Yes. Ar dori să mai adauge. I would like to thank you very, very much to the director of Collegium Magheru and to Christian for so much work that they've put to make us feel very good, and we felt not only honored, but so well taken care of. Thank you. Ar dori să mulțumesc în special directorului Colegiului Tehnic Gheorghe Magheru și coordonatorului român pentru faptul că au colaborat foarte bine împreună și pentru grija avută pe toată această perioadă. Da, să le spunem telespectatorilor că din ce traduce adevărat că coordonatorul era chiar domnul Cristian Maria. Mulțumim! Stimați telespectatori, la emisiunea Viața Gorjului.
Suntem astăzi oaspeții Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru din Târgu Jiu. Stăm de vorbă cu domnul profesor Marius Buzerea, directorul acestei instituții școlare. Și ca de obicei, atunci când venim oaspeți, spunem bine v-am găsit. Bine ați venit. Eu zic să începem emisiunea noastră legată de un eveniment foarte important. De fapt, astăzi am și sosit noi aici. Sunteți pe ultimile ore, ultimile zile dintr-o primă vizită a unui proiect cu Polonia, un proiect bilateral Comenius cu Polonia. Dar, practic, în această lună mai a fost un întreg maraton de profesori și elevi care au venit aici sau profesori și elevi de la Magheru care au plecat în diverse țări. Credeți-mă că la un moment dat când ați început acea înșiruire era foarte greu de reținut, dar să mai la cel care a organizat toate aceste lucruri. Da, ca să le luăm un piculeț pe rând. În primul, trebuie să începem prin a spune că astăzi a avut loc, de fapt, festivitatea prin care s-au prezentat produsele obținute în cadrul unui proiect Comenius bilateral pe care îl avem cu o școală, cu un liceu polonez Joseph Bem din Ostroleca, cu care de altfel suntem înfrățiți de undeva din anul 2008 și cu care de-a lungul timpului am realizat mai multe activități. Acum nu este prima vizită a lor, iar nici măcar în acest proiect. Este de fapt a doua vizită a lor, dar este vizita cea mai numeroasă. Spuneam că suntem înfrățiți cu ei de undeva din 2008 și ei până acum au realizat și am realizat cu ei mai multe activități. De fapt, aș spune că și s-au realizat chiar mai multe vizite, dar nu în acest proiect. În acest proiect astăzi a fost a doua vizită a colegilor polonezi. Au fost însoțiți profesorii polonezi și de un număr relativ mare de 20 de elevi care pe durata a două săptămâni au realizat diverse activități și aș începe prin participarea la ore de diferite domenii. De exemplu, au participat la ore de franceză, de chimie, ore de laborator. Ei au beneficiat la noi și de pregătire lingvistică în limba română. De fapt, pregătirea lingvistică în limba română s-a asigurat și de către câțiva profesori români care de la noi în liceu, care au fost în liceul polonez, tocmai în scopul acesta, să faciliteze integrarea lor mai ușoară a elevilor polonezi la noi în școală, în activitățile școlii. Și pe lângă orele de școală pe care ei le-au realizat aici, la care au participat, au desfășurat și o serie de activități și care s-au desfășurat în instituția noastră. Multe dintre ele au avut loc la Muzeul Județean, la Muzeul de Artă, la diferite localități, cum ar fi Polovragi, Novaci, Tismana. Da, acest proiect de care vorbeam și care a fost astăzi, să spunem așa, faza de premiere, a fost extrem de interesant și am văzut participarea. De fapt, spectatorii pot vedea la acest moment imagini de la această festivitate, la decernarea acestor diplome. Însă, cum spuneam, sunteți liceul cu cele mai multe proiecte europene în derulare. Tocmai de aceea luna mai a fost o lună de forță din acest punct de vedere. Dacă am reținut bine din enumerarea dumneavoastră dinainte de acest interviu, ați avut profesori și elevi în Turcia, în Portugalia, și cred că vă las pe dumneavoastră să continuați. Da, acum noi dăm, să știți, o importanță destul de mare acestor proiecte europene, pentru că asigură elevilor noștri noi oportunități de pregătire, asigură o dezvoltare sau o dimensiune europeană dezvoltărilor, nu numai instituției noastre. Chiar dacă ne referim la acest proiect, eu sunt foarte încântat de produsele acestui proiect, pentru că chiar acum ei au prezentat site-ul proiectului, pe care sunt materiale realizate de elevii români și elevii polonezi. Sunt foarte încântat de cum arată albumul cu personalități gorjene, culturale, istorice, materiale de prezentare care vor fi parte a acestui album în
și multe altele tradiții, materiale despre tradițiile locale, materiale despre locurile și atracțiile turistice din zonă și faptul că ei le-au putut vedea, faptul că au scris despre ele și au nu numai în română, ci sunt materiale sunt prezentate atât în engleză cât și în poloneză, cred eu că le va face, le vor putea fi transmise foarte, foarte bine, numai în Polonia și în alte țări, la alți parteneri de noștri, pentru că, așa cum spuneați, avem foarte mulți parteneri. Și, într-adevăr, în această primăvară, trebuie să spunem că nu este cel mai numeros, acești elevi polonezi, acest grup de 25-27, nu este cel mai numeros grup care a fost la noi în școală. În luna aprilie au fost aproximativ 33 de profesori și elevi din alte patru țări europene, cu care iarăși s-au realizat o serie de activități. Pe mine mă bucură faptul că am reușit să angrenăm elevii noștri în atât de multe proiecte, că le facilităm schimbul de valori culturale, că îi ajutăm să-și îmbunătățească cunoștințele despre Uniunea Europeană, despre alte țări, despre, și de ce nu despre limba engleză, de calculator, pentru că ei în cadrul acestor vizite ei realizează foarte multe produse lucrând împreună, iar asta este un lucru foarte bun. Dar hai să spunem că noi ca școală, fiind un colegiu tehnic, nu punem accentul neapărat pe aceste proiecte cu caracter preponderent cultural, deși din punctul meu de vedere componenta culturală este foarte importantă. Noi ca școală punem în special accentul pe proiectele în care încercăm să asigurăm elevilor noștri și o pregătire de specialitate. Și aș vorbi aici de, în special de proiectele Leonardo da Vinci, care prin intermediul cărora am numai în această primăvară peste 70 de elevi și profesori vor, doar în această primăvară, repet, vor pleca sau urmează să plece în diferite țări din sau au fost sau urmează să plece în diferite țări din Uniunea Europeană, Turcia, Grecia, Portugalia și Italia. Da, sunt destule proiecte, vor mai fi cu siguranță și altele, că probabil nu vă veți opri aici, însă suntem într-o perioadă, spuneam, agitată pe o parte și cu proiectele, pe de altă parte bacalaureatul bate la ușe, admiterea în liceu bate la ușe, toate acestea trebuie să le traversați în următoarele săptămâni cu un efort destul de mare din partea liceului. Și o să le luăm în ordine, de data asta în ordine, să spunem așa, calendaristică. Urmează bacalaureatul. Care este situația la nivelul liceului dumneavoastră? Da. În primul rând, trebuie să facem o scurtă rectificare. Ieri am terminat competențele profesionale, pentru că elevii noștri, trebuie spus, la finalizarea studiilor primesc un certificat de tehnician, că este tehnician ecolog, că este tehnician chimist de laborator, tehnician analize sau tehnician în instalații electrice sau tehnică de calcul. Ei trebuie să susțină un examen și să primească acest certificat care îi dă voie să profeseze în acest domeniu de activitate. Ieri, așa cum spuneam, s-au terminat. Începând de astăzi, începem să ne organizăm pentru ceea ce urmează, pentru că urmează lucruri care sunt foarte importante pentru elevii noștri și cărora noi le dăm atenție, nu numai acum, le-am dat atenție pe întreg parcursul anului școlar trecut și în acest an. Și de altfel în fiecare zi în care venim la servici. Aici aș vrea să vă spun că de săptămâna viitoare, de pe data de 10, începem cu competențele la limba română, prima parte a bacalaureatului, timp de 3 zile, și vom continua săptămâna următoare, timp de 4 zile, cu competențele digitale, pentru că elevii trebuie să susțină competențele digitale pe calculator, urmate de alte 3 zile de competențe lingvistice în săptămâna următoare,
urmând ca la final, după ce le promovează pe toate, să intre în examenul propriu-zis de bacalaureat, în probele scrise ale examenului. Am înțeles. Sunteți unul dintre liceele care ați avut constant, dintre liceele tehnologice, ați avut constant un procent foarte bun la bacalaureat, ceea ce vă dorim și în, și în acest an. Da, acum să știți că pentru acest procent de, de promovare la bacalaureat ridicat de peste 80%, pe noi în toți anii trecuți ne face să sperăm că și în acest an vom avea un procent ridicat. Procentul anul trecut a fost de 78% pe întreg centru și 88% pe seria curentă. Sperăm că și anul acesta seria curentă, pentru că este greu să iei în considerare rezultatele unor foști elevi care după 20 de ani se pregătesc să-și ia examenul de bacalaureat, să promoveze examenul de bacalaureat, dar sperăm că și în acest an la seria curentă să fim iarăși acolo sus. Iar pentru aceasta, noi toți, nu numai profesorii de matematică și sau română și biologie, deși aceștia au realizat ore suplimentare, pentru că politica școlii prevede ca în clasele a 12-a să se introducă obligatoriu în cadrul orarului câte o oră suplimentară la matematică, o oră suplimentară la română și la alte obiecte la care elevii aleg să-și dea, să susțină examenul, cum ar fi, de exemplu, biologia. Am trecut, să zicem, peste subiectul BAC, urmează un alt subiect foarte important, cel al admiterii în liceu. Și mă gândesc aici la faptul că e o perioadă foarte grea pentru, și pentru dumneavoastră și pentru colegi, pentru că mergeți în școli ca să faceți, să faceți cunoscută oferta de la Liceu Maghiaru. Haideți să spunem și pentru telespectatorii noștri cu ce ofertă veniți în fața elevilor, absolvenților de gimnaziu în acest an. Da, de regulă la liceul nostru fiind fostul liceu de chimie, cum probabil așa e cunoscut de decenii, da. Da, am rămas, să zicem, pe anumite specializări în acest domeniu, dar cred că actualele specializări sunt unele foarte bune, cred eu că sunt foarte căutate și foarte apreciate la nivelul județului Gorj. Și spun eu, nu numai la nivelul județului Gorj, pentru că hai să spun care sunt specializările. Asigurăm specializare pentru absolvenții clasa 8-a la specializarea tehnician ecolog și protecția calității mediului, la specializarea tehnician analize produse alimentare, aici sunt două clase, la prima avem trei clase, tehnician chimist de laborator, o clasă, și tehnician în instalații electrice, o altă clasă. Profilele noastre, vă spuneam, sunt profile curate, profile căutate, atât la agenții economici locali și din regiune, dar, în primul rând, având acum atâtea proiecte și atâtea parteneri economici, nevor partenerilor, încât îmi dau seama că sunt profile foarte căutate la nivelul Uniunii Europene, profile specializări la care, cu ajutorul cărora, nu mor de foame, peste tot sunt căutate. Sunt profile care nu se stă în frig, sunt profile specializări care nu stai în frig, nu stai în soare, sunt profile specializări în care muncești în laboratoare, în care poți să faci analize de sânge, să prepari soluții în farmacii și alte, și multe altele, iar acest lucru cred eu că va constitui o, să zicem așa, o ofertă destul de interesantă pentru viitorii absolvenți ale claselor a 8-a și faptul că avem atâtea proiecte europene în desfășurare și atâtea proiecte care urmează să fie lansate, prin intermediul cărora elevii merg și își fac stagiile de pregătire, de instruire practică, ore de laborator și alte ore de specialitate în instituții de cercetare, cum este în Portugalia, în universități, cum este cazul celor care vor pleca săptămâna viitoare în Italia, sau în diverse centre și agenții economici în Anglia, în Turcia, în Grecia, în Spania, în Slovenia. Pe noi, cred că liceul acesta constituie o alternativă serioasă pentru
elevi și o opțiune serioasă pentru elevii de absolvenți de clasa 8-a. Tocmai de aceea vă întrebam să ne precizați și câteva din avantajele pe care le-ar putea avea elevii, că e clar, în această perioadă toate liceele vin, să spunem așa, se adresează absolvenților de gimnaziu, însă liceul pe care îl conduceți vine cu niște aturi foarte importante. E pe de o parte procentul de promovabilitate foarte mare, deci o garanție că nu se stă degeaba în cei 4 ani și că vor promova examenul. Absolut. O meserie europeană căutată, cu specializări europene până la urmă, deci mergi în faptul că te formezi câteva săptămâni, cum fac mulți dintre elevii dumneavoastră, în Anglia sau în Portugalia sau în altă parte. E un alt avantaj mare. În condițiile în care noi le plătim cazarea, avionul, masa și bani de buzunar. Deci, atenție, nu pe copii nu-i costă absolut nimic. Deci toate cheltuielile sunt suportate prin bani europeni și trebuie să spunem din capul locului, aceste proiecte sunt în derulare, sunt gata să fie lansate altele, s-au aplicat pentru următorii ani și sperăm ca de aici încolo, la fiecare profil, pentru că dacă anul trecut am trimis 60 în străinătate, anul ăsta avem prognoza să trimitem peste 120 de elevi, ceea ce înseamnă un număr foarte mare de elevi, până în toamna anul ăsta scolar, constituie un atu. De altfel, cred eu că un mare atu constituie faptul că anul trecut am avut, de fapt anul acesta am avut, 8 copii la faza națională a olimpiadelor școlare. 8 copii, nu 1, nu 2, ci 8, ceea ce spune foarte mult despre corpul profesoral. Avem copii care s-au calificat la faza națională la 2 discipline, iar acest elev care, de exemplu, frățile sau care s-a calificat la 2 discipline la faza națională și care a câștigat premii la ambele, deja a fost admis la facultatea de farmacie din Iași. Așteaptă să-și dea bacalaureatul pentru a se duce la Iași la farmacie. Iată-te, e un lucru să fie admis la o facultate de prestigiu din țară, la o specializare de top, care îți asigură viitorul, fără ca tu să nu fi terminat încă școala, doar în baza rezultatelor de până acum, este o garanție că aici se face școală. Și dacă vreți dumneavoastră o garanție că aici se face școală, o garanție că aici este seriozitate, sunt și restul activităților pe care le facem. Și chiar aceste proiecte europene, pentru că nu am fi căutați de atâtea instituții dacă nu am fi dat dovadă de seriozitate și nu am fi arătat că elevii noștri sunt foarte, foarte bine pregătiți. Și aici am să vă dau un singur exemplu. În institutul din Portugalia, în care copiii noștri fac parte, practică, e un fel de institut Cantacuzino, pe genetică, pe prognoza dezastrelor. Cei de acolo mă întreba cineva cum de v-au primit, pentru că primesc foarte greu nu elevi din Lisabona, primesc foarte greu studenți din diferite universități din Lisabona, iar elevii noștri stau acolo și învață câte 3 săptămâni. Da, foarte important. Sunt destule aturi care să facă pe absolvenții de clasa 8-a, pe părinți, să aleagă acest liceu. Și acum, dacă îmi dați voie că toți suntem la partea aceasta, poate ar trebui să vă spunem puțin și despre activități extracurriculare. Pentru că, asta era următoarea întrebare. Da. Pentru că noi considerăm că elevii trebuie să aibă, să se dezvolte, nu numai să devină un bun tehnician sau, pentru că, din punctul meu de vedere, un liceu tehnologic nu trebuie să asigure elevului numai cunoștințe de profesionale, adică să devină un bun tehnician chimist de laborator, un bun tehnician ecolog sau mai știu eu pe unde. Eu cred că elevul trebuie să aibă și o pregătire generală foarte bună, care să-i asigure mai departe accesul către universitate. Adică este foarte bine că ai venit la un liceu tehnologic, este foarte bine că ai o profesie, dacă se poate, și foarte căutată, dar el trebuie să aibă acel bagaj de cunoștințe care să-i permită să treacă fără probleme examenul de bacalaureat și care mai departe să-i permită să se ducă, să așteadă către universitate. Iar noi realizăm foarte multe activități extracurriculare. Poate
cel care îmi vine acum cel mai mult în minte este cursul opțional de teatru pe care îl facem cu actori de la Riviera Cuteanu și care este gratuit, iar școala se ocupă de toate cheltuielile, iar care aseară am avut marea bucurie să-i văd pe copiii mei jucând pe scena Teatrului Elvira Godeanu în Festivalul de Teatru Constantin Staicovici Brănișteanu. A fost o mare bucurie, iar faptul că au fost chemați de nenumărate ori pentru aplauze, că au fost întrerupți cu ghilimele de rigoare de nenumărate ori de public care îi aplauda în continuu, pentru mine a fost o mare bucurie. De asemenea, avem și foarte multe alte activități, avem și facem o grămadă de activități. Poate un alt proiect care mie mi este foarte drag este festivalul Un zâmbet pentru tine. Este un festival care este și în cadrul calendarului MEC și în cadrul căruia elevii realizează diverse activități, printre care cel mai cunoscut este acela de a realiza mărțișoare și produse artizanale care sunt vândute și mai departe banii obținuți sunt donați sub formă de burse elevilor noștri care au probleme financiare, dar avem elevi care am avut concursuri gastronomice de bucătărie italiană, bucătărie franceză, care produsele au fost vândute și iarăși banii au fost folosiți tot pentru acordarea de burse, pentru că mie acest lucru îmi place foarte mult la acest liceu, că elevii sunt foarte atenți unul cu celălalt, se uită la elevul lor și înțeleg că unii dintre ei au nevoie să fie ajutați pentru a putea să rămână în școală, pentru a putea să o finalizeze și să ajungă în sfârșit cineva. Dar nu-i ajutați doar cu asta. Pe cei care fac performanță, sunteți deja destul de cunoscuți în acest domeniu, de mulți ani acordați niște burse de merit, burse private reținem. Da. Sunt burse private. De fapt, noi avem o componentă în școală, două componente pe care le dăm foarte multă importanță. Și anume, încercăm să dezvoltăm și să asigurăm elevii care au performanță, și mă refer aici la cei care merg la olimpiade, la cei care au rezultate bune la învățătură și sunt aici câțiva agenți economici care acordă astfel de burse. De exemplu, este bursa titură 2 de 300 de lei, este bursa Dumitru Bunoiu de 250 de lei și este bursa fundației de 100 de lei pe lună. Toate acestea se finanțează, deci primele două sunt pentru elevi cu rezultate deosebite, dar iar bursa fundației este pentru elevii care au probleme financiare, care vor să învețe, care vor să vină la școală, dar care sunt în imposibilitatea de a face acest lucru, deoarece sunt părinții sunt prin străinătate și nu pot să-i verifice. Pentru aceștia avem de altfel și diverse proiecte prin care încercăm să-i angrenăm în activitățile școlii, să-i ținem aproape de noi, să-i verificăm în acest fel. Noi credem că fiecare elev are potențial de dezvoltare și încercăm să-l descoperim și să-l dezvoltăm ulterior. Iar faptul că elevii vin alături de noi, sunt alături de politica școlii de a-i ajuta pe colegilor care au probleme și contribuie prin diversele lor activități, spectacole care sunt cu bani sau mai știu eu ce, cu vânzarea de bilete, e bine, acești bani vin tot în sprijinul lor în acordarea acestor burse. Suntem la un liceu care are o bază materială importantă, ar mai fi loc, cum spuneați dumneavoastră mai devreme de această emisiune, că ar fi loc și de mai mult, se simte nevoia unei săli de sport, cum spuneați, și există promisiuni de foarte mulți ani, din păcate nu s-a materializat nimic, probabil că aveți și alte lucruri în vedere, însă haideți să vorbim puțin de baza materială pe care o are liceul, deci elevii care vin la dumneavoastră, unde pot să învețe, care ar fi oferta pentru ei? Aici aș vrea să vă spun că elevii polonezi care
au participat la orele, și, la orele noastre, în special la cele de profil, de chimie, de laborator, de analize, au fost foarte încântați de baza noastră materială și spuneau că la ei se pune mai mult accentul pe partea teoretică și mai puțin pe partea, practică. De altfel, cred că noi n-am fi avut aceste rezultate la bacalaureat în antrenarea în diferite activități și proiecte dacă n-am fi avut o bază materială de excepție. Aici este meritul și al agenților economici și parteneri care de-a lungul timpului ne-au sprijinit și au fost alături de noi și ne-au dat, ne sprijin în continuare cu materiale și alte lucruri necesare să ne desfășurăm activitatea, pentru că trebuie spus, niciodată, de câte ori am apelat la dumnealor, am avut șansa să trăim pe lângă, să fim alături de unul dintre cele mai importanti agenții economici din localitate și atunci și din județ, poate. Și atunci partea de dotare a fost de-a lungul timpului rezolvată. De-a lungul timpului, trebuie spus că am organizat mai multe olimpiade de faza națională și credem noi că laboratoarele, cabinetele, că sunt de biologie, de chimie, de ecologie, de analize, de informatică, de electronică, sunt unele foarte bine la puse la punct, cu o dotare care să ne permită să fim la standardele cele mai înalte. Acum trebuie spus că parteneriatele cu instituțiile internaționale ne-au ajutat să dotăm această bază materială. Elevii noștri au acces la informații noi de la partenerii noștri, la informații despre aparatură modernă. Profesorii noștri sunt în legătură cu profesorii din diverse țări și primesc informații despre ceea ce este nou, cum se tratează anumite și cum se rezolvă anumite probleme și se tratează anumite aspecte în țările din vest, astfel încât cred eu că asigurăm la momentul actual un învățământ și putem să asigurăm un învățământ de cea mai înaltă calitate. Vorbeam de această bază materială, ea asigură la un nivel, să spunem așa, satisfăcător necesitățile, însă vă întrebam nu întâmplător despre acest lucru. Cum vă explicați, deși nu știu dacă o să vreți să comentați, dar cum vă explicați faptul că de ani buni liceul de aici folosește spațiile la maximum pe două schimburi, poate și în weekend de multe ori cu diverse alte lucruri, în timp ce alte instituții de învățământ au spațiu cu mult excedentar față de efectivele care le au? Nu am să comentez, am să vă spun altceva. Acum un an am organizat o vizită de studiu prin care director de la și factor de decizie din ministere și din din vreo 9 țări europene au venit aici și au stat o săptămână și au învățat de la noi. A fost singura școală din Oltenia care am organizat așa ceva. Iar directorul francez spunea că ceea ce o să propună când o să ajungă în țară este un exemplu, este exemplul nostru, prin care spunea că din punct de vedere economic stăm foarte bine, pentru că spațiile se utilizează la maximum, pentru că nu există niciun colț în școală nefolosit, pentru că și unde există un colț nefolosit este studioul de radio al elevilor, este studioul de film al elevilor, că o parte din activități s-au mutat pentru weekend, că am împrumutat la alte instituții spații, nu am să dau numele pe post, dar măcar unii trebuie să-i mulțumesc în special, mă refer la Teatrul Elvira Cudeanu. Da, foarte interesant. Nu, am punctat acest lucru, tocmai și ăsta. Deci, părinții, cei care se uită la noi, elevii, trebuie să știe sigur că deci aici, nu numai că s-a utilizat tot spațiul, își găsesc locul fiecare, dar e adevărat și acest lucru,
Deci nu există timp mort. Practic totul e bine pus la punct, sunt două schimburi, deci se folosește foarte mult baza materială care există. Da, și dar trebuie spus că nu este cazul să se suprapună sau activitățile sunt, este timp pentru, avem în continuare spațiu de dezvoltare. Mă bucur că reușim de la an la an să descoperim noi activități în care să ne implicăm, noi proiecte, iar asta este foarte bine pentru elevii de aici, pentru că eu consider că elevilor trebuie să le dăm noi oportunități de dezvoltare. Școala este o oportunitate, este bine, matematica este bună, trebuie să te dezvolți, limba română, istoria, dar sunt și alte moduri în care un elev se poate dezvolta, teatru. Ne îndreptăm spre sfârșitul acestui interviu. Revenim la procesul de admitere, cel mai important, am putea spune, pentru că el urmează și față de anii trecuți a intervenit și o schimbare, contează în proporție de 75% media de la evaluare națională, doar 25% media din 5-8. Vă întreb tocmai pentru faptul că vă adresați întregului județ și la Magheru sunt foarte mulți elevi din județ, nu neapărat din Târgu Jiu, deși vin mulți din Târgu Jiu, aveți foarte mulți și din județ. Credeți că va favoriza această nouă organizare a examenului, va favoriza admiterea în sensul de medie mai mare sau va afecta admiterea în sensul de medie mai mică? Nu la numărul de elevi, că aici n-ați avut probleme niciodată. Nu cred că este important. Dacă mă întrebați pe mine cum cred că va fi media, de exemplu, mai mică sau mai mare, sunt convins. Păi, nu vă întreb, pentru că cu siguranță cei care se uită la noi vor fi dacă pot intra la liceul de aici sau nu. Sunt convins că media va fi mai mici, pentru că una este să fie evaluat pe baza activității pe care ai la 10, 12, 15 materii de-a lungul unui an de zile, la care intră diverse și alte discipline, educație fizică, muzică, și alta este să fie evaluat doar pe notele pe care le vei avea la examen. Deci este clar o altă abordare și mă aștept ca mediile să fie mai mici. Dar eu cred că la Magheru este loc pentru toată lumea. Trebuie doar să ai curaj. Aici, totdeauna le spun absolvenților de clasa 8-a că la Magheru nu curge neapărat lapte și miere, dar vor găsi aici oameni care sunt interesați să facă din ei oameni, că îi vor ajuta să-și găsească drumul, să devină cetățeni responsabili. La Magheru nu s-au auzit niciodată că doi elevi s-au bătut sau că doi elevi și-au spus vorbe urâte. Nu, pentru că noi toți aici suntem o familie și acționăm ca o familie. Și nu ne este neinteresant faptul dacă un elev reușește sau nu reușește în viață. Iată, pentru cu toate acestea, eu cred că suntem o oportunitate interesantă pentru absolvenții de clasa 8-a. Și cum spuneți, ca deviza liceului, sunteți mereu dinamici. Da, mereu dinamici. Vă mulțumim pentru acest interviu. Și noi vă mulțumim și mai așteptăm. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!